Bună ziua și bine ați venit în atelierul lui Daniel. Astăzi facem o despachetare, adică un unpacking, cum s-ar zice pe la noi, pe la țară. Da. Ați văzut ce despachetăm, da? Și acum despachetăm în direct. Ce vreau să vă spun e că de mult mi-am dorit o brișcă din asta. mi a arătat o clonă a briștii clonate, un ganzo, mai de mult. Și bă, tot am vrut, vrut să-mi iau un spiderco. Bă, dar au niște prețuri spider alea că am zis, bă, nu, nu-i de mine. Și ce fac eu într-o zi? Bă, intru pe AliExpress și ce văd? Clonă de Spiderco. da? Eu mi-am luat o clonă de Spiderco. Un zi, un paramilitarii 2 ar trebui să fie. Acum, hai să o luăm, că dacă facem despachetare, să o luăm după cutie. Băi, nu vă pot spune dacă cutia arată ca originalul, pentru că nu am originalul, da? Deci asta e clar, e clonă. Replica nu-i se zice clonă, nici fals se zice replica, da? M-a costat cu, tot, cu taxe 15 dolari. Ăsta de la Ganzo a fost mai scump decât ăsta de la Spiderco. Ăsta a fost vreo 18 cu totul, da? Îl am de câteva luni. Se vede că îl folosesc. Un pic mă enervează chestia asta. Vedeți că intră în plastic, ăsta are cumva niște ridicături și intră tot felul de chestii, da? Imediat punem, punem zi periuța de dinți pe el ca să-l curățăm. Da, voi știți că eu așa fac. Bun, hai că nu insistăm la ganzo ăsta că o să o să fac eu offline cum ar veni, da? Apropo, dacă vreți să vedeți cum a, cum a fost despachetarea de la ganzo, îl găsiți acolo, da? Bun. Deci v-am spus că mi-am luat ăsta, îmi place foarte mult, ăsta îl folosesc în fiecare zi, ghiciți la ce îl folosesc. L-a făcut și desfăcut colete. Nimic altceva, bine, e și ascuțit, sper, acum mă face de minune acum, da? Teoretic, trebuia să barberească. Da? Cam așa îl țin eu, ba din stro, bar mai pun pe câte o piatră, da? Vedeți, barberește. Și astăzi stați că așa, așa, așa. Ne apucăm de treaba de care trebuie să ne apucăm, adică de... Uh, uite bă că mi-am tăiat măsă, trebuie să-mi cumpăr altă chestie din asta de plastic. Bun, hai să o luăm cu începutul, cutia. Pe față scrie Spiderco, pe lateral Spiderco Knife and Accessories gold, Golden Colorado USA. Pe spate, Spiderco Trademark, Round Hole, ok. Knife and accessory, Reliable High Performance, Refine, Superior Blade Steel, Package with... Așa, printe din China. Apropo, cei care aveți Spiderco și ați avut Spiderco, ați putea să îmi spuneți dacă seamănă cutia cu originalul. Probabil, ca multe alte chestii, e făcut pe aceeași linie de asamblare cu cel original. Bun. Eu n-are, n-are hârtie sau ceva în cutie, da? Vine exact așa cum îl vedeți. Și eu mi-am luat, bu, ce mare e... băi bine că nu mi-am luat două, că am vrut să-mi iau două. fata de Ganzo e mai mare, da? A, trebuie să caut eu o versiune mai mică, un picut, Bun, hai să ne luăm cu începutul. A, pe spate, pe, pe clipsul ăsta, da? Are uita am asta de ganzo dacă are. Are zi uh, păi angănu, păi angenu, Da? Hai să vedem cum se descuie. Mamă, câta, câta animalul. Băi, eu am crezut că e mai miculut mă. Adică, pentru că mie îmi place, de fapt, ăsta de la ganzo îmi place mult mult. Că e mai micuț. V-am spus că nu fac mare lucru cu el. Da? Ca și formă, asta de la ganzo seamănă foarte mult. De fapt, e o copie. Ganzo după, după paramilitarii. Vedem unde se încuie. De aici pe spate. Bă, văzusem pe cineva pe internet că îl deschide de aici de la... Dar nu prea merge. Bun, hai să vorbim. Eu am luat o chicioșănie, că așa mi-a plăcut. Mie zic, hai să-mi iau altceva. Mânere de zi albastre de G10. Parcă așa scria pe acolo. Teoretic are și se vede, uite, vezi? Șaiba, da, acolo, stai să văd, Teoretic ar trebui să aibă rulmenți. O mișcă foarte ușor aici. Da? Hai să văd dacă pot să-l operăm cu o mână. Da, merge cu o mână. Hop, am închis. Bun, deci are rulmenți. Chestia asta, clipsul, poți să-l pui aici sus, da? Îl și șurubul, îl muți aici, îl muți pe partea asta, îl muți unde vrei, ca și Ganzo, da? Păi, gânde, bine, la urmă, Ganzo e copia Adică e inspirat după asta, dar parcă îmi place mai mult. Trebuie să-mi caut. Apropo, cei care aveți Spiderco să-mi spuneți și mie care ar fi un model mai micuț, că ăsta e paramilitarii 2. Bun, ca și hai să mai vorbim așa două minute și încheiem pe astăzi, că nu ținem mult. Pe cuțit, pe lama cuțitului scrie Spiderco CPM S30V are logo de la, de la Spiderco aici și pe partea aceasta, tot așa Golden Colorado USA Earth. Băi, dacă îl luați, nu cred că o să, o să știe cineva că e, e, copie sau e original. Adică eu zic că arată foarte bine, doar da? că e copie. O să vă las linkul de unde l-am luat. Nu vă ascund că dacă îl cumpărați de pe același link, eu primesc, nu știu, 20-30 de dolari la fiecare vânzare. Dacă cumva linkul nu mai funcționează, mă anunțați și îl refac linkul. Așa merge foarte frumos, adică închis, deschis. Vezi, merge cu o mână. Ce nu-mi place la ăsta, la, la, zi, la ganzo, e că nu prea merge cu o mână să-l închizi. Merge să-l deschizi, nicio problemă, dar cu o mână destul de complicat să-l... Ha, hai că merge. Te, te poți chinui un pic, dar merge. Bun, cam atât despre el. Nu vă spun alte lucruri, că nu prea am ce să vă spun. Uh, pare... Asta ah, să văd cum taie. Nu, uite, vezi? Eu, ascultător de cuțete, nici nu l-am verificat cum taie. Hai să vedem cum taie din cutie. Teoretic ar trebui să se miște bine. Hmm. Decent. Nu ceva de... Nu e rău, nu e bine. Hai să vedem bavură. N-are. Ascuțire. Bă, eu cam văd striațiile. Și când văd striațiile deja știu că nu e foarte fin. Undeva la... Fu, cred că chiar 500. Ca și, ca și ascuțire. Mă să văd cum e. Băi, e lucrat foarte bine, după părerea mea. Nu pare să aibă... Acum mă uit cu... Cu zi, cu lupa la el. Cu lupa. Da? Și urmăresc un pic. Foarte frumos. Toate marking astea, tot ce scrie pe el e cu laser. Făcut cu laser. Deci ar trebui să țină. Da? De ce l-am ales pe ăsta? Că am zis să fie un pic diferit de ganzul ăla, dar... Până la urmă... Până la urmă, cred că îl punem în cutie la loc și într-o zi o să-l ascuțim, îl facem frumos, dar eu zic că cam atât pentru Da? După cum v-am spus, dacă aveți întrebări sau alte comentarii, le lăsați mai jos. Am pus niște linkuri pe aici pe sus cu niște chestii pe care le-am făcut eu și alte despachetări, alte chestii pe care să le urmăriți. Îl pun înapoi și îl pun lângă cutiile cu celelalte uh, ganzouri pe care uh, Ganzo, da? Firebird pe care le mai am, trei bucăți pe am. Da, unul e ăsta, unul e în casă și unul e aici în cutie. O să le pun toate așa grămadă și într-o zi ne și le și ascuțim. Bun, cam atât pentru astăzi. V-am spus, tot am zis de trei ori că am zis cam atât pentru astăzi. Mai zicem a patra oară, cam atât pentru astăzi. Da? Dacă aveți întrebări le puteți lăsa mai jos. Comentarii și tot felul de alte chestii tot mai jos. Like, așa. Dacă sunt reclame la sfârșit le lăsați să meargă. Puteți să le lăsați să meargă în timp ce merg reclamele. Puteți să citiți comentariile, da? Reclamele mă ajută că mi-aduc 2-3 fir firei, pe termen lung se mai adună. Da? Vă las și linkul, dacă linkul cumva nu mai funcționează, mă anunțați și îl, îl refac. Apropo, da, pe de unde am cumpărat de pe AliExpress, mai aveau și replica de benchmark. S-ar putea într-o zi să iau și un replica de benchmark, tot așa era la vreo 12 dolari el, cu taxe, cu tot ce mai venea, tot așa la vreo 15 dolari. Ceea ce zic eu că nu-i nu foarte rău. În rest, Cam atât pentru astăzi. Vă doresc o zi bună!